Deci, Daria, am reprezentat pe A printr-un segment. 2A înseamnă de două ori asta. Scad 200 înapoi, când am scăzut pe 200, înseamnă, am zis o jumătate de segment. Da. Ca să am o măsură. În urmă, ce spune? Îl dublez pe ăsta și ajung până aici. Dar când l-am dublat, e fost oa și bucățica asta. Și am dublat-o. Deci, iau până aici și bucata asta. De două ori bucățica asta. Da. Și atunci, zice, scazi 600. Ca să scazi 600 înseamnă, cum 200 însemna una de asta, una, două, trei. Ăsta este 600 dat înapoi. Da. Și am ajuns aici. Doamne, ce ciudată e faza. Da, e foarte ciudată. E ciudată, așa, e mult mai ușor să faci asta. Legat să lungim așa cu ăla. Mai, mama nu înțelege și să faci. Mama nu știi cum să faci acolo. Mama, da, ai dreptate. Perfectă dreptate. Și mai ales că, de exemplu, dumneavoastră acolo vedeți că ați pus 1000 și apoi ați spus 200. Te întreb, să fac 1000 plus 200 sau 1000 plus 200? Să fac aia sau aia? Păi dublat era 1200. Da. Plecăm de la sfârșit, cred că. Dar noi domn știm. Profesor. Tocmai acum vreau să văd. Altfel. Zice că se mai dublează asta păi o dată da. Și se scade. Și... Da, este greu. Destul de greu de făcut semente. Aproape, să spunem, și mie vine să renunț. Da? Dacă plecați de la coadă, am fost un mai repede, domn profesor. Deci am fost eu încăpățânat, dar mi-a trecut. V-am spus exact. Că noi bine să fiți încăpățânat. Am o alta, domn profesor. Te rog. Deci află produsul a două numere. De ce au pe? Știind că dacă mărim unul dintre factori cu 3, produsul se mărește cu 120. Iar dacă mișorăm celălalt factor cu 7, produsul se mișorează cu 105. Așa. Asta mi se pare mai interesant. Spune-mi mai citesc o dată. Află produsul a două numere. A ori de egal cu cine? Se da. Întrebare. Știm că dacă mărim unul dintre factori cu 3, A plus 3 egal. A plus 3 ori B. Deci l-am mărit pe ăsta. Produsul se mărește cu 120. Rezultatul ăsta, să spunem, P, sau P, X, da. X, hai să zicem, X se mărește cu 120. X plus 120 face. Da. Iar dacă mișorăm celălalt factor cu 7? Minus 7. Deci lăsăm pe A, A ori B minus 7, egală X. X-ul se micșorează cu 105. 105. Cam așa se scrie, da. Da, 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 foarte corect. Dar tu, Daria, ai înțeles? Nu, hai să luăm încă o dată aici. Deci, Daria, dacă pe A îl măresc, unul din ei, am hotărât pe A. Da. Să-l mărim cu 3, atunci rezultatul, B-ul l-am lăsat așa, au zis. Da. La B nu umblu. La B nu umblă, la acel alt factor. Rezultatul s-a modificat în plus cu 120. Adică X am pus produsul. X e produsul, rezultatul din A și B. Hai să zicem, putem zice în loc de X, putem zice A ori B. A ori B, cum vrei. Putem să da, cum vrei, Daria, cum te mai așa? Hai chiar așa să facem, Daria, te rog. Deci o să spunem așa. A plus 3 tot ori B e fost un rezultat A ori B plus 120. Adică asta mai băgăm pe X. Produsul dintre A și B, da? Rezultatul dinainte plus 120. Dacă lăsăm pe A fix și pe B îl mișorăm cu 7, atunci rezultatul se mișorează și el cu 105. 105. Deci a fost un rezultat minus 105. Vezi că tu ai punctul. Învață-te și tu cu punctul. Ai învață-te cu punctul de acum. Știi da. De ce are? Uite cu X-ul ăla și cu mulțirea cu așa. Acolo, să fie mai greu. Da, așa vă să fi... mai greu. O să-ți vină foarte greu. La cine o să fie mai ușor? Ușor. Foarte ușor. Da. Sunt două relații foarte interesante. Deci, toată problema am pus-o în două relații pe care vrem să le exploatăm. Am tradus-o, da? Deci am,
conținutul problemei este reprezentat în cele două relații. Deci, dacă se mărește cu 3, primul factor, atunci rezultatul se modifică. Rezultatul a fost A/B, se modifică 120. Dacă se micșorează cel de-al doilea, rezultatul se micșorează cu 105. Cât de clar, nu? Am pus tot conținutul problemei în cele două relații. Am putea să facem 120 minus 105, care... Stai, Daria, e tur. Deci, ce ai tu gândit la asta, pentru că, după cum vedeți, dumneavoastră ați așezat într-un mod și m-am gândit să facem, dacă facem 120 minus 105, va fi doar A ori B, va fi plus rezultatul, plus 15, care va fi egal cu A plus 3 ori B și... Dar tu vezi că 120 și 105 sunt legate de acolo. Și în clipa în care sunt legate în cele două relații, nu poți face cu ele operația fără să afectezi tot scheletul, adică toată relația. Deci nu-ți permis, le adunăm, să le scădem pe cele două numere. Nu părăsesc de acolo relația. Înțelegi? Nu ai cum să ți le iei pe ele deoparte, pe aceea să faci tu nici operație acolo. Și ele trebuie făcute în contextul în care se află acolo prinse. Altceva, adică ideea asta merită să renunți la ea. Ai văzut că și eu am renunțat la asta. Să desfacem parantezile, domn profesor. Păi da, la asta mă gândeam să facem A ori B plus 3. Plus 3 ori B? Asta e distributivitatea. A ori B plus B ori 3 este egal cu A ori B plus 120 și A ori B plus... Minus. A ori 7. Minus A ori 7 este egal cu A ori B minus 105. Deci traducem aceste două relații într-o formă prelucrată. Deci A ori B, A ori B plus A ori 3 A ori este 3 egal cu A ori B plus 120. Da. Pe de altă parte, A ori B la a doua relații, vorbește, te rog. Deci A ori B minus minus A ori 7 va fi egal cu A ori B minus 105. Minus 105. Și acum să privim cu atenție la prima relație. Egalul ăsta este exact cum am avea o balanță. Uite-te, Daria. Da? Deci cum avea o balanță? În stânga, pe talerul din stânga avem A ori B plus A ori 3. Iar în dreapta avem tot A ori B plus 120. Dacă privești ca o balanță și în stânga și în dreapta pe talere, pe cele două talere, putem să facem 120 împărțit la 3 ca să-l aflăm pe A. Adică renunți la A ori B. Da. Că se află și în stânga și în dreapta. Păi același lucru. Păi da, și atunci, facem A va fi egal cu A ori 3. Deci de aici rezultă că A ori 3. Da, A ori 3. Nu, eu vreau să spun A va fi egal cu 120. 120. A va fi egal cu 120 împărțit la 3 și A va fi egal cu 40. A este egal cu 40. Bun, și de dat. Privim cu atenție și la cea de-a doua relație. Mai era B acolo. Cea de-a doua facem 105 împărțit la 7. A ori 3 ori B. Era 3 ori B. Am greșit noi aici. Deci 3 ori B. Când am înmulțit aici. Când am găsit cu paranteza. 3 ori B. A ori B plus 3 ori B. Da? Da. B. A ori 3 și B va fi egal cu 40. Așa, deci B este egal cu 40, corect. Și jos e bine. Jos e bine, da. Da, jos e bine. Bun. Și atunci A acolo va fi egal. Atenție, din același motiv, ambele mărimi din stânga și din dreapta renunță. Și atunci A va fi egal cu 105 împărțit la 7. A apare așa. Echivalent. Să vedeți cine a apărut ca rezultat. 105 împărțit la 7. Da, de să acum, înțeleg mai bine. Asta deci, mod normal, mi-a rămas minus la ori 7 egal cu minus 105. Da. Aici este greu de interpretat pentru ei. Minus cu ce minus... Ce aș face eu aici? Păi minus cu minus se transformă în plus. Este mult pentru tine câtă vreme n-ai pregătirea necesară. Și atunci uite ce îți propune.
relația asta care o vezi acum, o să o aranjăm altfel. O... Cum? Uite așa, îl trecem pe termenul necunoscut în partea cealaltă. Vorbeam de, vorbeam de egalitate, da? De egalitate și că putem să adunăm bunar aici 105 în ambii membre. Adunăm 105 și în stânga, dar ea și în dreapta. Și în stânga egalului și în dreapta egalului. Adică 105 minus our 7. Deci punem pe 105 pe talerul ăsta. Minus a. Deci vine 105 minus our 7. Scrii, dar e egal cu 0, că 105 minus egal 105 cu 0. Să scrim 105 minus 105. Ca să fie și mai bine. Mai clar. Hai că te obișnuiești și cu asta. Adunăm un număr în ambii membri. Adunăm aceeași cantitate în ambii membri. Și în stânga egală și în dreapta egală. Deci și asta s-a întâmplat. 105 minus 105 au făcut aici 0. Scrim din nou, echivalent. Că 105 minus our 7 da, egal cu 0. Și facem 105 minus 0? Nu. Să acum pe our 7 îl ducem iar partea cealaltă a egalului. Oh my gosh. Da, 105 egal cu our 7. Eu am spus bine. Ea știe că descăzutul înseamnă, nu scăzătorul ăsta, egal din ăsta a scăzut pe zero. Oh, foarte bine, hai! Că m-a ajutat aici. Da, foarte bun. Deci zicem 105 minus 0 egal cu our 7. Din ce știi tu că scăzătorul? Da, și tot 105. Și tot acolo e. Deci a apărut că 105 egal cu our 7. Da. Și a egal cu compoziția. Și de unde a egal cu 105 minus la 7. Super. La 7. Și care este, cum ai spus 15. Tu, rezultatul este corect, însă pentru moment era o derută. Că este minus sau 7 egal cu minus sau 100. Da, și e și ca și cum ai renunțat la minusul și din stânga și din dreapta. Da. Exact. Este aceeași poveste. Nu putea să zic că domn profesor mulțim cu minus 1, ia. N-aveam cum. N-aveam cum. Deci facem până la urmă 105 împărțit la 7, care, care ne dă 15. 15. Și produsul, ca asta putere. Oh my god, ce greu a fost. N-a fost greu. Și facem 15 ori, 3, ori 40. Da. A ori B egal cu 15 ori 40. Da, bun. 490? Nu, 15 ori 4. 15 ori 4. 49. 60. 64 de ori din nou. 4 ori 5, 20, 4 ori 4 și 2, 6, 60. Așa, da, 60. Și mai punem un 0, 600, nu? 40 ori 15 e egal cu 600. 604. Întreba, Mă gândeam la 5 plus 4. Nu, dragă, că e ori 15 ori 4. Da. Întrebarea care mi s-a pus nouă era să găsim produsul. 600. Știind că dacă pe primul îi faci așa, la... Ce a spus autorul? Cel mai mult m-ați amețit la minus 105, da. Plus 105, apoi 105, minus 105, apoi totul 0. E totuși aici, stai puțin, hai că acolo o să mai explic, mami și domn profesor și o să mai facem. Da. Și acolo, domnul profesor, când îi reduceți AB-ul ăla. Da, 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 a fost foarte... Distributivitatea. Asta da. Daria, n-am ce face, am aplicat distributivitatea, da. După care stau și mă uit la relația asta. De aici... Când ai în ambii membri același lucru, poți să renunți la cantitatea. Și exact cum de pe talere e lua simultan și rămâi tot în echilibru. Da? Are, ca și cum scădem un AB din ambele egalități. Sigur că da. Am putea să da. Obișnim cu limbajul ăsta, domn profesor. Păi nu, este foarte important deja. A fost interesant. Scădem același lucru din ambele membri. Exact. Scădem și pe AB și din partea dreapta egalul și din partea stânga egalul. Le scădem pe la AB. Păi când am spus că ne-am luat, le-am scăzut. Exact. Deci fenomenul de a faptul că le scădem e ca și cum le luăm de acolo și le dăm deoparte. Putem să le luăm pentru că luăm aceleași cantități, asta încearcă domnul profesor să spună, luăm aceleași chestii, nu luăm dintr-o parte mai mult și dintr-o parte mai puțin. Asta s-ar dezechilibra, egal nu ar mai fi. Ai înțeles, deci Daria? Privește balanța, ai văzut o balanță la farmacie sau așa, da. Și să pună aceleași greutăți. Dacă spun aceleași greutăți, rămâne perfect de echilibru. Corect. Dacă s-au ridicat amândouă, tot în echilibru. Observăm că e A ori B și într-o parte și în alta, putem să îi scădem. A fost foarte, 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 foarte interesantă. Aveți clasa 7-a, da? Ne oprim acum. De ne oprim să pișăm. Nu, uitați, era și share. Să vedem ce am făcut aici. Metoda... Metoda... Grafică.
metoda grafică. Sau, cum spune Davide, geografică. Geografică. Unu. Doi. Ce am făcut? Păi, metoda figurativă. Grafică, astfel. Am făcut asta metoda grafică sau figurativă? Da, metoda... Distributivitatea. Metoda mersul înapoi. Da, metoda mersul înapoi, distributivitatea. Cât de cât. Da. Am făcut ce am făcut și ce am putut și ce am făcut din nou. Păi și mai a fost chiar foarte, foarte interesant. Operații cu numere, nu? Operații. Da. Am făcut relația aceea când am pus-o tu, ai avut un... da. Ai pus-o tot într-o relație. Da, 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 da. Așa. Mai și... Problema de pus într-o relație, da? O relație, rezultat de la un problem. Lăsă-mă la cu așa, probleme cu necunoscute, puteți să puneți seama, am făcut și cu necunoscute, na. Și probleme, și distributivitatea, și mai învățăm. Te învățăm, deci, cu factorul comun, și cu... te învățăm. Uof! Da. Asta mă să știi. Ce chestie. Dar distributivitatea, tocmai factorul comun, factorul comun este tocmai... aplicația lui spatele în factor comun. Exact. Mai domnul se spune așa și voi poate de mine voi ceva nou. Da. La revedere. La revedere, dragilor.